Și filmăm acum ceasul terminat. Înălțimea 1,95 m. Ele masiv cu această frumoasă sculptură dantelată la geamul din față, la ușă, cu picioare curbate, tot așa din lemn sculptat. Și cu această coroană, tot așa din lemn sculptat. Deci este un ceas nemțesc, transhermele, mecanismul și șon și fiul, and șon, cu model Hertz, cu trei arcuri, un pendul foarte lung, 85 cm, deci ceasurile cu pendul, cu cât e pendulul mai lung, cu atâta precizia este mai bună la ceas și se poate regla mai bine. Deci se reglează precizia. Dacă se învârte spre dreapta, se ridică talerul și grăbește și invers. O să dăm să ascultăm cum bate, dar înainte de asta, la ceasul acesta, la mecanismul ăsta, am făcut foarte multe filmări și s-au amestecat unele, le-am pierdut pe altele și plus că n-am încadrat bine la câteva filmări. E sigur că asta e pentru viitor să nu se mai întâmple, pentru că e foarte greu să încadrez când filmez cu telefonul. Asta e, pe viitor va fi mai bine, îmi cer scuze. O să dăm să ascultați cum bate, deci la jumătate 8 note. Zece note, 13 note. Draga melodie, Westminster. O să-l dau peste cap acum, nu dau aiurea ca să vedeți cum își intră automat în bătaie. Deci pur și simplu acum ar trebui să bată sfertul, dar o să trec rapid la 3 sfert. Deci la 3 sfert a bătut sfertul. Batem acum, mergem la jumătate, aici, la fix. La fix a bătut jumătatea. La sfert a bătut 3 sferturi. Și acum nu mai bate decât la fix și își intră normal. O să vedeți. Deci nu mai bate, nu mai bate. Și acum bate fixul, după care își intră normal. Asta se întâmplă automat. Și aceasta este maneta pentru bătaie ca noaptea asta. Sau nu, când dorește omul, dacă se cuplează, nu mai bate. Și uitați-vă. Da? Înseamnă că nu s-a cuplat corect, hai să vedem. Da, o să reglăm ca să atace corect, să vedem. Poate aici. Trebuie încă
pilit aici, respectiv îndoită pârghia asta spre jos ca să poți atace, o să fac, să rezolv problema asta. Am fixat mecanismul în cutie, el a fost la un banc de reglaj și aici facem ultimele reglaje la sistemul de sunet. Ciocanelul trebuie să bată în bară, la mijlocul barei, ele se și trebuie reglată și distanța cât e de aproape de bară. Dacă e prea aproape, bate ca într-o tinichea. Dacă e prea departe, nu atinge bara. Deci el se îndoaie această sârmuliță, se îndoaie stânga, dreapta, spate, față. La fel, acestea bat toate deodată, bat în patru bare și bat cât e ora. O să dăm să arătăm cum bate. În fine, să vedem dacă putem roti. Bună. Să folosim patentul, că văd că acu indicator nu l-am pe aici. Și-a bătut 3 sferturi. Și acum o să dăm să bată și fixul. Deci, întrucât nu e corelată bătaia, cum am spus, nu declanșează și va declanșa când va veni corect. Și o să dăm, să vedem, unde atacă. Răsucim încă. Acum. Așa se întâmplă și în mod automat. Deci aici să-și termine, așa termine. Aici sunt 4 declanșatoare. Aici. Una e mai înaltă. Și acea atacă la când urmează fixul. Deci dacă bate greșit, nu mai bate ceasul până când nu ajunge acea plăcuță declanșatoare la fix, bate fixul, după care își intră în normal. Asta se întâmplă în mod automat. Și plăcuța aceea e singura care ridică piedica asta. Asta. Ea stă agățată aici, care o știft, stă agățată la celelalte plăcuțe și numai la fix este ridicată. Și sistemul merge foarte bine. Sistemul de blocaj, asta e. Deci pentru noapte nu mai bate. A, trebuie să-l reglez că nu ataca bine. Plăcuța asta trebuie să atace plăcuța asta. Dacă nu e în dreptul ei, nu atacă, trece pe sub ea. Bun. O să punem și cadranul și să mai facem o filmare. Și am dat cadranul jos ca să reglez problema aceea cu silentul. Și cu un drum am făcut și o filmare care am pierdut. V-am spus că am pierdut câteva filmări. Așa, acolo și arăt ce pârghie a trebuit să îndoi puțin. O să dăm
Și acum ridic pârghia. Așa. O să deblochez acum. Am bătut 3 sferturi și acum să vedem ce se întâmplă. Dați. Nu mai bate, numai la fix va bate și o să închid atunci ușa să ascultăm cu ușa închisă.